I'm Lieutenant Commander Simona Maerean. I'm from Romanian Air Force and currently I'm a pilot in the Strategic Airlift Capability Program. Așa și începe Simona Maerean povestea într-un filmuleț de prezentare publicat pe internet. Are 33 de ani și este prima femeie din Europa care a obținut certificarea de pilot comandant de aeronavă din grupul de transport aerian strategic al NATO. Este locotenent comandor, iar la 24 de ani obține un alt titlu, prima femeie pilot de vânătoare din România. Acum ea se află la manșa aeronavelor C-17 ale NATO. If a normal mission takes few weeks, these emergency response missions can take 2 or 3 days to plan it and to launch it. So, of course, the tempo changed a lot. I personally flown Romanian emergency response mission. We brought some medical equipment from South Korea into Bucharest. Misiunile însă nu sunt mereu ușoare. So we have to work quickly and use your experience. All of us, we have to work together and make the things happen in a short time. Din programul Strategic Airlift Capability fac parte 12 națiuni care împart 3 aeronave la baza NATO din Ungaria. Niciuna dintre aceste țări însă nu este reprezentată de o femeie. Simona Maerean a fost acceptată pe un post pe care cu greu îl ocupă și un bărbat. Mândri transmitem Simonei tot respectul și susținerea noastră.